Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Textul programat în calendarele Uniunii pentru seara aceasta este mai lung, dar am să mă limitez la versetul 10. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure. Să înjunge și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Mesajul din seara aceasta l-am intitulat Viața din belșug, așa cum de fapt specifică versetul acesta și cuvintele Domnului. Viață din belșug. Acest belșug vine în contrast cu dezastrul cauzat de hoți. Există două extreme, există două căi, există două persoane, există două tipuri. Există unul care aduce viață și viață din belșug. Și există un altul care fură, hoțul, care fură, care junghe și care prăpădește. Noi am ales să-l urmăm pe cel care oferă viață din belșug. El este Domnul Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Dar în seara aceasta, invitați, chemați de cuvânt, Aș dori să ne oprim pentru câteva momente și asupra hoțului. Și asupra hoțului. Hoțul e diavolul. Hoțul e cel rău. Hoțul e șarpele cel vechi. Sau unii, într-un termen mai popular, îi spun dracul. Așa îi spuneau bătrânii și oamenii la țară dracul. Ăsta e modul cel mai nepoliticos și cel mai direct ca să te adresez diavolului. Și permiteți-mi să spun că diavolul nu merită respectul și cinstea noastră ca să fim foarte politicoși, că nici el nu se poartă deloc frumos cu noi. Și cuvântul, de fapt, este biblic. Dacă l-am fi inventat noi, am fi mai greșiți. Deci, fie că e dracul, fie că e diavolul, fie că e satana, fie că șarpele cel vechi, ăsta e hoțul. Și hoțul vine ca să fure, ca să înjunghie, ca să prăpădească. Scopul este să te omoare. Avem un vrăjmaș, un dușman. Scopul lui este să te omoare, să mă omoare. Dar dacă nu reușește să comită crimă, se mulțumește și cu hoția. Dacă nu te poate omorâ, măcar te jefuiește. Îți fură. Îți fură ce ai de preț. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost victimele hoției vreodată. Chiar aș face un test. Câți dintre dumneavoastră ați fost furați? măcar o dată în viață. Cineva v-a furat ceva ce ați avut dumneavoastră. Mie acum îmi vine în minte, sunt două care îmi vin în minte, bine, ar fi multe ale, dar două. Unul, telefonul, când am fost în misiune în Filipine, mi-a furat mie telefonul din cameră, de la hotel. Eu l-am pus, că nu l-am folosit. L-am pus într-un sertar, l-am ascuns sub o carte acolo și în fiecare seară veneam și îl verificam să văd dacă nu l-a luat cineva. Mă gândeam că nu are cine să-l ia în cameră la hotel. Da cineva și-a făcut loc acolo și mi-a luat, mi-a furat telefonul, mi-am pierdut o zi la poliție, m-am necăjit, informații, date și așa mai departe. Da, am zis, asta e viața și asta e slujirea, trebuia să-l fi avut la mine. Al doilea, a doua experiență, tot așa de tristă, poate mai tristă, a soției, când am fost cu mulți ani în urmă în Roma, eu am zburat la București ca să-mi lucreze la dinți, soția a rămas cu prietenii în oraș și au mers la plimbare în oraș. Și când o venit seara, au venit cu geanta goală. Au avut cash la ea. Pentru prima dată în viața noastră, în călătorie, i-am dat banii soției. Am zis, ce se iau cu mine la București? Ii tu. Pentru prima dată. Eu întotdeauna am ținut cash și banii la mine. Și până atunci și de atunci încoace, bineînțeles. Da. Dar, Dar... Până atunci, numai eu am, am ținut banii, dar i-am dat ei. Nu au fost chiar așa de mulți, vreo 2500 de dolari. Cash au fost banii pentru vacanța din Europa. Trebuia să avem o vacanță atunci. Și seara, când eu sosesc de la aeroport cu gura am, amorțită și umflată și așa, dar bine, ajung în hotel, soția, când îi văd fața, vai, Doamne, ce s a întâmplat. A început să plângă, să-mi spună că au jefuit-o, dar nici nu și-o da seama, numai când a ajuns acasă. Zice, precis, au fost români de ai noștri, din ăștia care se ocupă cu sportul ăsta, că i-am văzut așa prin oraș, i-am văzut peste tot pe unde a mers, că e plină Europa de ei. Precis că un român de nostru ne-a -am buzunărit. Am zis, hey, ce să facem, da, precis că el are nevoie mai mult decât noi. Să îi facă bine, să, să pocăiască într-o zi, nu o să știe că banii ăștia sunt bani binecuvântați. Nu, da, am înghețit și am mers mai departe. Cel puțin 300 dintre dumneavoastră, 400 ați ridicat mâna, că cineva v-a furat. Care-i care sentimentul care te cercetează atunci când cineva te fură? Te simți violat, te simți înșelat, păcălit, te doare, ești neliniștit și ai face tot ce depinde de tine să, să poți recupera lucru furat. Dacă te-a furat cineva, cum te-ai simțit să te sune să zic că vreau să-ți aduc înapoi? Am ustrări de conștiință, vreau să-ți aduc înapoi. A, nu cred că s-a întâmplat la nimeni dar ai face tot ce depinde de tine să recuperezi. În seara aceasta aș dori să vă aduc aminte că există un hoț care ne fură. Există un hoț care ne fură. Și lucru care e cel mai trist e că de multe ori nici nu ne dăm seama că suntem furați. Și continuă viața așa ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. În seara asta aș dori să vă aduc aminte că acest hoț există și că fură anumite lucruri de valoare. Le fură și alea trebuie recuperate, Se pot recupera. Fraților, se pot recupera. Că tot ce ne-a dat Dumnezeu la început și diavolul fură, putem să recuperăm înapoi. Că Dumnezeu e bogat și poate să se ocupe de nevoile noastre. Și aș dori să specific doar trei lucruri. Am putea să avem predici, serie vis-a-vis -vis de lucrurile pe care diavolul caută să ni le fure sau ni le fură. Dar eu amintesc în seara asta trei lucruri pe care diavolul le fură. În primul rând, amintesc pacea. Pacea. Hoțul fură pacea. Aș vrea să cred că toți care suntem aici ne bucurăm de pace în general, așa. Ne bucurăm de pace. Ne bucurăm de pace că nu-i război în America. Ne bucurăm de pace că nu-i încă al treilea război mondial. Ne bucurăm de pace că suntem relativ bine, frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea din biserică. Yes. Dar ai pace de plină? Nu cumva diavolul ți-a furat pacea și liniștea din suflet? Că el e șmecher, e șmecher, că e hoț, e bandit, e înșelător, E mincinos. Și fură. Îți fură liniștea, armonia în familie, între soț și soție. Poate chiar azi, unii v-ați certat. Poate chiar săptămâna trecută, unii v-ați certat și v-ați stricat inima. Poate azi un copil v-a supărat. Poate săptămâna trecută ați citit ceva, ați auzit ceva. În fiecare zi suntem bombardați, ajungem să fim bulversați de ce se întâmplă în lume și intrigați, mai plângem, mai râdem, cum spunea fratele Ștefan la început, peste ocean dincolo, peste Balta Mare a Atlanticului, a avut loc o încoronare nouă, că au trecut atâtea viacuri de când au mai fost o astfel de sărbătoare, cred că o trebuie să caute în documente să vadă cum s-a făcut lucrul ăsta ultima dată, că sunt puțini oameni în viață care au fost la încoronarea dinainte și au căutat să o facă pe cât posibil, cât mai grozavă ca să impresioneze lumea. Și unii au zis, he is not my king. Acum, noi suntem în America, nu ofensăm, nu-l ofensăm pe domnul Charles, pe, pe majestatea sa. Nu-l ofensăm dacă zicem, He's not my king. Eu sunt american. He's not my king. Dar în seara asta suntem aici și spunem, He is our king. El e împăratul nostru. Noi avem împărat, fraților. Avem împărat care, care domnește și domnește cu dreptate, cu adevăr, cu bunătate, cu dragoste. Suntem, poate, îngrijorați de ce se întâmplă în Ucraina. Nu știm când se va termina. Suntem îngrijorați de ce se întâmplă cu dolarul, dacă mai rămâne, dacă nu mai rămâne, dacă îl mai vrea cineva, dacă nu-l mai vrea nimeni. Suntem îngrijorați de ce se întâmplă cu prețurile caselor. Poți să fii îngrijorat când vine copilul de la școală și nu mai știe săracul de e copil, nu știe sigur dacă e băiat sau fată. Îs atâtea motive pentru care și prin care diavolul vine și sfură liniștea și pacea. De câte ori nu poți să te odihnești noaptea? Care sunt lucrurile care te frământă și te neliniștesc? E hoțul care vine și fură. Că în final, mare lucru nu poți să faci. O, de câte ori, nu știu dacă trece două sau trei zile, să nu vorbesc cu soția, că acum avem mai multe de povestit, parcă, decât când am fost mai tineri. Și povestim de toate. Nu știu dacă, dacă trece zi sau două sau trei, să nu vorbim, să ne încurajăm unul pe altul, să, să zicem, la urma urmei, ce poți să faci? Că nu poți să schimbi lumea asta. Dar dacă îl avem pe Hristos, care aduce pacea, adevărata pace, ai o viață liniștită și ești binecuvântat. Iată ce spune El, Hristos Domnul, Ioan 14 cu 27. Vă las pacea, nu vă, vă dau pacea mea, nu vă dau cu modă lumea. Hristos a zis, eu vă dau pacea mea, nu cu modă lumea. Că lumea o dă așa pe bucăți și temporar și incompletă și superficială. El dă pace de plină, nu ca și lumea. Dacă ai pacea lui, ești un om liniștit. De aceea spune el: să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Nu lăsa pe diavolul să sfure pacea. Sunt sigur că în seara asta sunt tineri aici, sunt bărbați și femei la care diavolul le-a furat pacea. Unii au insomnii, neliniști se chinuie grozav. Pentru că diavolul a venit și ți-a furat pacea. Hristos, Domnul, dă adevărata pace. prinde el pe hoțul ăsta. Așa îl prins când te trezești. A, stai așa, diavole, că tu mi-ai luat pacea. Dumnezeu mi-o dă. Hristos mi-o dă. Eu pot să fiu liniștit chiar în orice situație. Diavolul vine să fure pacea, Hristos a venit ca să ne dea pacea. Binecuvântat să fie numele lui. Al doilea lucru care diavolul îl fură e timpul. Ne fură timpul, fraților. Nu vă spun un lucru nou. Diavolul e expert în a ne fura timpul cu, în primul rând, cu îngrijorările viacului acestuia. Iată ce spune Luca 21 la 30, cu 34. Luați seama la voi înși vă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile, adică să se pună povară pe inimile voastre, pe ființele voastre, cu buibare de mâncare, cu băutură, și cu îngrijorările vieții acesteia. Să nu cumva să vă consumați, să fiți împovorați, îngreuiați. Să nu cumva să vă treziți că nu mai puteți merge din cauza îngrijorărilor viacului acestuia. Că sunt atâtea lucruri care trebuie rezolvate și nu-ți mai ajunge timpul. Și cei care sunt mai ocupați și cei care fac mai mult, aceiași mai găsesc timp să adauge și să pună și pentru împărăția lui Dumnezeu. Și cei care n-au timp, cei care nu sunt foarte ocupați, ăia mai greu sunt de accesați. Să știți că oamenii care sunt cei mai ocupați, aceiași cei mai buni oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, că ei-și mai găsesc timp zilele astea vorbeam cu cineva, nu știu cine mi-a șoptit și cu ce ocazie, dar zilele astea mi-a șoptit la ureche și zice, frate Cornel, un lucru interesant în Scriptură, și în Vechiul Testament, și în, dar și în Noul Testament, zice, numai pe har, oamenii harnici o chema Dumnezeu în lucrarea Lui, pe oamenii harnici, adică pe ea care n-au timp, interesant, sunt foarte ocupați, dar atenție, fiind foarte ocupat, poți să neglijezi și în loc să-ți mai faci timp pentru împărăție, să vine diavolul și să-ți bage ceva acolo și să-ți fure timpul din cauza că s-a atâtea probleme de rezolvat. Uitați-vă la o mamă, unii se pot gândi că o mamă care e casnică și nu are un business sau un job, full-time job în altă parte, are timp. I don't think so. I don't think so. Unii cred că, și mamele pot să spună lucrul ăsta, că n-au timp. Unii cred că pensionarii au timp. Pensionarii au timp. Eu am vorbit cu câțiva pensionari și o zis, nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai avem timp, domn. Parcă am avut mai mult timp când am fost mai tineri. Atenție! Diavolul este expert în a-ți fura timpul. În a-ți presa lucruri în astea 24 de ore că nu mai rămâne timp pentru lucrurile frumoase, pentru lucrurile dumnezești. Iată ce îi spune Timotei, Pavel lui Timotei, 2 Timotei 4 cu 2. Propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui, când? La timp și când? Și ne la timp. Mă da ce, ce vrea Pavel să ne spună aici? Știți ce ne spune în termeni simpli? Când ai timp programat pentru lucrul ăsta să-l faci. Și când n-ai timp și atunci să-l faci. Adică să-ți faci timp atunci când nu ai timp. Este un timp de rugăciune. Respectă, la-l ai la timp. Este un timp să vii la casa lui Dumnezeu ăla la timp. Este un timp să citești Biblia, îi la timp. Dacă n-ai timp, ce să faci? Mai cauți lucrurile astea când ești înghesuit cu celelalte? Biblia ne învață că da, trebuie. Și când ai timp, și când n-ai timp să strecori lucrurile frumoase chiar printre lucrurile tale. Că le poți strecura. Te duci de la un geab la altul și ai cinci minute de pauză. Ai, poți să folosești timpul acela ca să faci ceva bun. Să suni pe cineva să îmbărbătești, să rostești o rugăciune, să cânți o cântare. Poți să folosești timpul acela. Deși că e timp de lucru. De ce să nu furăm noi? în favoarea împărăției din timpul care poate e desemnat pentru alte lucruri și să-l dăm lui Dumnezeu. De ce să vină diavolul și să ne păcălească și să ne fure și timpul care aparține lui Dumnezeu? Că de câte ori nu ne fură timpul chiar și la, de la biserică. Chiar și de la biserică uneori ne fură timpul. Că se bagă și intervine tocmai atunci când ar trebui să venim la biserică și numai te trezești. vorbeam săptămâna trecută. Atâtea motive, cu atâtea motive vine diavolul și spune că nu poți să fii la biserică, nu poți să fii la părtășie, nu poți să citești, nu poți să te rogi. Atenție mare, diavolul fură timpul. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui, spunea Domnul Iisus în Matei 6, cu 33. Căutați mai întâi, adică dați prioritate lui Dumnezeu și lucrurilor pe care Dumnezeu pune valoare. Al treilea lucru pe care îl fură, inocența. Fură inocența. Aici am putea să bovi mult, dar am să încerc să mă limitez. Diavolul fură inocența. Fură inocența a copiilor și a tinerilor. Exista cândva... Și ar trebui să existe o inocență a copilăriei. Erau lucruri pe care adulții nu le discutau de față cu copiii sau cu copiii. Erau lucruri despre care părinții spuneau, mă, tu ești prea tânăr, tu ești copil, asta nu-i pentru tine. Tu du-te și te joacă. Fetița. Du-te și te joacă cu păpușile tale. Și, băiețelul, du-te și te joacă cu tractorul și cu fire truck. Ok? Ca astea să potrivesc. De ce? Pentru că părinții și oamenii mai în vârstă căutau să protejeze inocența copilului și a copilăriei. Și a fost bine așa. Ascultați-mă, tineri și copii. E bine să-ți protejezi. Inocența copilăriei. Sunt lucruri care nu trebuie să le știi. Nu fi așa de curios să cunoști tot ce se întâmplă în lume, să descoperi tot ce se petrece și tot ce vorbesc adulții. Sunt lucruri care nu trebuie dezvăluite copiilor. Dar copiii de mici trebuie aduși în fața cuvântului. Cuvântul, 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 Deuteronom 6 cu 7, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Și Deuteronom 11 cu 19, să învățați pe copiii voștri din ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Ce ai voie să vorbești cu copilul în continuu și să-i spui și să-l informezi despre Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu. Pune-l pe Hristos în mintea și în inima și în viața copilului. Asta trebuie să facem. La timp și nelatim, timp trebuie să facem dimineața, la prânz și seara. De ce? Pentru că diavolul nu ia pauză. Diavolul nu ia pauză de la nu știu de la câți ani mai au acum copii acces la telefon, dar de la 2 ani deja știu să butoneze. Am văzut copii de 2 ani. De la 2 ani deja să pricep mai mult decât un bunic de 80 de ani. La 5 ani te învață, deja știe. Știe pe codul, știe cum să intre și ce să facă. Și la 12 ani deja este rob pornografiei. Și trebuie ca părinții să se roage, și biserica să se roage, ca Dumnezeu să-l scape. Pentru că ce s-a întâmplat? Și-a pierdut inocența. Sunt lucruri pe care copiii și tinerii nu trebuie să le vadă, nu trebuie să le audă, nu trebuie să le știe. Dar prin accesul ușor la informații. Oricând poți să afle orice. Am spus și cu altă ocazie, m-am tulburat, m-am necăjit, m-am consumat în mine însumi. Când am văzut, am văzut că oricine are acces, dacă vrea să comită suicidere, dacă vrea să-și pună capăt zilelor, merge și întreabă cum, și îi să dă 10-20 de metode, cum să poate mai ușor să-și pună capăt zilelor. Și eu am zis atunci, mă, libertatea asta de plină și completă, asta e bună? Informațiile astea sunt bune? Și atunci toată stricăciunea, tot desmățul, toată necurăția, toată murdăria acestei lumi e accesibilă doar atingând un screen cu degetul. De la vârsta inocenței, când copilul ar trebui să se joace cu minge afară, când copilul ar trebui să pună Legos together ca să build something, când copilul ar trebui să pună întrebări la părinți despre lucruri simple, când ar trebui să bată mingea, copilul e în fața unui screen și are acces la atâtea lucruri care îi fură inocența copilăriei și devine rob. Și tot mai mulți sunt rob drog, drogurilor, marioana s-a legitimizat acum, peste tot, s-a legiferat, aproape în toate statele, dacă nu chiar în toate statele și la nivel federal. Drogurile sunt tot mai accesibile și noi căutăm să prevenim. Noi căutăm să vă spunem, iubiți copii și iubiți tineri, păziți-vă, păziți-vă și să știți că dacă mama sau tata nu vrea să vă dea telefon, nu vrea să vă dea iPad, nu face lucrul ăsta pentru că e împotriva voastră. Dar voi și un adult cade, un adult cade, sunt adulți care sunt robi a unor păcate, care pleacă de acolo. Adulți, da păi copii. Vă nu aveți capacitate să alegeți ce bine și ce rău din toate informațiile astea? Părinții trebuie să vă protejeze. Noi trebuie să vă spunem, să vă învățăm. Pentru că diavolul vine să sfure inocența. Vine să fure binecuvântările pe care Dumnezeu ți le-a dat. Și te-a ajutat să crești într-o familie de oameni care se tem de Dumnezeu cei mai mulți dintre voi n-ați fost expuși divorțurilor, certurilor, bătăilor, înjurăturilor, alcoolului și drogurilor. Cei mai mulți dintre voi ați crescut în familii care se tem de Dumnezeu, care se respectă, care îl iubesc pe Dumnezeu, care respectă Scriptura, care știu să vorbească frumos, chiar dacă nu sunt perfecți sau desăvârșiți dar ați crescut într-un anturaj frumos și vă binecuvântați de o inocență, ca un dar din partea lui Dumnezeu, diavolul vrea să vă fure. Un avertisment pentru copii, pentru tineri, pentru părinți. Să lăsăm doar cuvântul să aibă acces la ei. Tot ce este frumos, tot ce este nobil, tot ce este curat, E așa o luptă în vremurile acestea în care societatea e dezbinată. Ce ușor a fost când familia învăța copiii într-un fel, mergea la școală, școala îi învăța aceleași lucruri. Și veneau la biserică și biserica îi învăța aceleași lucruri. Mergea copilul la mama și la tata și întreba, mamă, tată, ce zici despre asta? Și mama și tata îi spunea, copilul nu era sigur, mergea la profesor la școală și îl întreba, domnule profesor, dumneata, ce zici? Și profesorul zicea ca și mama și tata. Și venea la păstor și întreba, frate pastor, tu ce zici? Și păstorul zicea, mama și tata are dreptate că din cuvânt te învață. Era ușor, dar acum societatea e dezbinată. Vii la biserică, înveți un lucru, înveți ce-ai scris, te duci la școală, te învață altceva, pornești telefonul, iPad-ul, intri pe social media, acolo e un ghiveci, e un plin cu gunoaie, mai e și ceva, mai sunt și anumite diamante din când în când și aur, dar mai mult e un așa care miroase greu. Intri acolo, vezi altceva, alte lucruri atunci cum să nu fie copiii și tinerii confuzi? Cum să nu fie încurcați, bulversați? Nu mai știu ce să aleagă, nu mai știu ce să creadă. Frați și surori, încât depinde de noi să ne luptăm pe viață și pe moarte, folosesc termenul ăsta, să luptăm cu tot ce avem în noi pentru salvarea inocenței copiilor și a tinerilor noștri. Să ne rugăm pentru ei, să-i protejăm, să-i învățăm, nu putem să forțăm. n avem niciun control asupra ceea ce face lumea. Pentru că lumea trăiește în întuneric și pierdută. Dar ne facem datoria înaintea lui Dumnezeu. Pentru mulți copii și tineri e aproape prea târziu. E aproape prea târziu. Li s-a furat inocența, li s-a murdărit mintea deja. Că și la nivel de comunitate, de biserică există o inocență a copiilor lui Dumnezeu sunt lucruri despre care nici măcar nu se poate vorbi și n-ar trebui să se vorbească Efeseni 5 cu 3 spune curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți Există o inocență a copiilor lui Dumnezeu. Sunt lucruri care nici nu te simți confortabil să vorbești despre ele. Chestiuni despre intimitate, despre păcate murdare, nu poți să vorbești despre ele de la învon, nu poți să descrii stricăciunea acestei lumi și nici nu-i necesar aș dori ca copiii lui Dumnezeu să-și păstreze mintea, inima și ochii curați în această inocență pe care o dă Dumnezeu copiilor lui. Oameni care caută să se sfințească așa cum se cuvine unor sfinți, curățește-ți ochii, curățește-ți mintea și inima, pentru că odată ce diavolul îți pătează cugetul, Odată ce diavolul îți aduce murdăria acestei lumini în minte, căderea este aproape sigură, începi să aluneci 1 Timotei 1 cu 19 și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Îți permit să spărtezi cugetul azi cu un lucru, mâine cu un alt lucru și încet, încet aluneci. Și din credincios duhovnicesc a ajuns credincios firesc. Și apoi din credincios firesc ajungi necredincios. Și din om al lui Dumnezeu ajungi omul diavolului și a satanei. Frați și surori și popor al Domnului, diavolul e pe urmele fiecăruia dintre noi. E hoț, e mincinos. Și vrea să fure. Și dacă nu ești atent, îți fură ce ai mai scump. Dar suntem în seara aceasta în casa lui Dumnezeu, ca să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Și dacă ți-a furat ceva din lucrurile de valoare pe care le-ai avut, dacă ți-a furat pacea, dacă ți-a furat inocența, dacă îți fură prea mult timpul, e vremea să ne întoarcem înspre Dumnezeu. E vremea să ne întoarcem la Cel care ne poate binecuvânta. Și cu ajutorul Domnului, săptămâna viitoare sau când Domnul va rândui, vom continua cu a doua parte a mesajului, cu viața din belșug pe care Domnul o dă în contrast cu ceea ce diavolul. Fură. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, frați și surori. Și în modul cel mai serios, fiecare dintre noi să privim în inima noastră. Și iubiți tineri și copii, și frați și surori. Și atenție mare, părinți, nu putem spune destul. Dacă în fiecare duminică, ascultați-mă, dacă în fiecare duminică spunem lucrurile astea, și se salvează un tânăr, un suflet să salvează, se merită. La ce mă refer? Aveți grijă de tehnologia asta în mâna copiilor. Aveți grijă că îi distruge, îi omoară. După ce noi punem valori în ei, după ce tu ca și părinte te rogi pentru ei, după ce ne rugăm pentru ei la binecuvântare, după ce vin la școala duminicală și învățătorii, pun în ei sămânța cuvântului și vin acasă și tu încerci să-i înveți și să te rogi pentru ei și vin la o formație și învață să laude pe Domnul. După ce facem noi toate astea, în restul timpului vine diavolul și deschide o poartă deschide o ușă pe care intră ca să le fure ceea ce Dumnezeu le-a dat și ceea ce punem noi în ei. Și diavolul are acces la foarte mulți dintre ei. Mare atenție! Ne rugăm, dar și facem tot ce depinde de noi ca să fie păziți și ei, dar e și pentru noi, fraților. Nu știu câți dintre dumneavoastră în seara asta o să vă rugați și o să ne rugăm împreună, Doamne, redăm pacea Ta, cum va tulburat, neliniștit, s-au întâmplat mai multe lucruri în viață, Doamne, nu mă pot odihni, sunt convins că sunt aici, frați și surori, care au nevoie de pacea și liniștea pe care Domnul o dă. Sunt convins că sunt aici, frați și surori, care prea mult timp îl pun pentru lumea și pământul ăsta și prea puțin pentru Dumnezeu. Și vrem să zicem în seara aceasta, Doamne, ajută-ne să fim mai predați Ție. Și sunt unii aici care și-au pierdut inocența și ne rugăm Dumnezeu prin harul Lui, prin puterea Lui să-i recupereze. Cu toții ne rugăm și ne închinăm înaintea celui preanalt.